Doamnelor, domnilor, o nouă săptămână, un nou raport al acesteia, așa cum v-am obișnuit în fiecare weekend, vin în casele voastre cu radiografia evenimentelor din ultimele 7 zile. De această dată, însă, într-o haină nouă, elementele noi de grafică ne vor ajuta să ne identificăm mai bine pe piața media din Republica Moldova, dar și să rămânem în memoria telespectatorilor noștri. În emisiunea 7 zile cu Rodica Cravcencu vă prezint știri din țară, dar și de peste granițele acesteia, plus o evaluare împreună cu invitații mei, rămâneți aproape. După ce miercuri guvernul a adoptat prelungirea stării de urgență cu încă 60 de zile, premierul Dorin Răcean a ajuns joi în fața aleșilor poporului la ședință. Opoziția a cerut ca de pe ordinea de zi să fie eliminată examinarea prelungirii acesteia. Însă solicitarea nu a întrunit numărul necesar de voturi. Într-un final, starea de urgență a fost totuși prelungită, începând cu data de 5 aprilie. Prin intermediul Comisiei pentru Situații Excepționale vom acționa ca întotdeauna în mod transparent, proporțional, pentru ca să putem să depășim situațiile. Și iată, avem dovadă că desfășurarea alegerilor preconizate în Găgăuzia la sfârșitul lunii aprilie vor avea loc fără nici un impediment. Deci noi nu dorim ca prin instrumentul stării de urgență să împiedicăm exercitarea unor drepturi sau libertăți fundamentale. Dimpotrivă, măsurile luate în cadrul CSI au vizat gestionarea crizei umanitare și a crizei energetice, precum și a amenințărilor hibride. Opoziția a insistat pe explicații din partea premierului de ce este necesară prelungirea din nou a stării de urgență în contextul unei anumite stabilități în regiune. Domnule Răcean, dat fiind faptul că alaltăieri ați semnat un apel către marile companii IT care dețin rețele sociale cu cererea de a introduce cenzura pentru utilizatorii acestor rețele sociale, în acest context nu credeți că dorința de a controla paginile personale ale cetățenilor noștri în rețelele de socializare este în întrebarea când, ce să le spună, ceea ce înseamnă că modul în care gândesc ei nu este o manifestare prea sănătoasă, e o manifestare a unui regim dictatorial? Eu o să chem încă o dată toată lumea la responsabilitate. Dacă ați observat, pe acele rețele de socializare la care am făcut acel apel, o colegă de-a noastră ideologică a făcut afirmații că guvernul, Răcean și așa mai departe, trebuie să facă atacuri în zona de securitate. Spuneți, vă rog, asta este normal? Asta este responsabil? Asta este cum? Deci atunci când sunt astfel de afirmații care induc o stare de anxietate, care induc o stare de alertă nejustificat în cetățeni, care incită la ură, care incită la probleme interietnice, noi trebuie să stăm și să nu facem nimic? Despre asta acest apel. Deputații majorității parlamentare s-au referit și la situația din stânga Nistrului. Veniturile pe malul drept sunt mai mari decât cele pe malul stâng. Întrebarea este dacă Kremlinul va merge până în pânzile albe și va decide să condamne la îngheț și la lumânare și malul stâng. Va fi nevoie de această stare de urgență pentru a ajuta toți cetățenii Republicii Moldova? Evident că atunci când este vorba despre situația în care ei întrerup gazul de tot și, cum spuneți dumneavoastră, să-i lase fără alimente, fără căldură, fără energie electrică, guvernul va avea nevoie în continuare de aceste instrumente de intervenție promptă, de intervenție imediată, pentru că ăștia toți sunt cetățenii noștri, sunt cetățenii Republicii Moldova. Într-un final, Parlamentul a votat prelungirea stării de urgență pentru încă 60 de zile. Hotărârea a fost aprobată cu votul la 61 de deputați. Tatiana Cioglâc, Ion Guzun și Alexandru Postic au fost numiți pentru un mandat de 6 ani în funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. La ședința de joi 30 martie, Parlamentul a votat 3 proiecte de hotărâri în acest sens. Președintele Comisiei Juridice Parlamentare, Numiri și Imunități, Olesea Stamate, a remarcat că din 8 candidați la funcția de membru al CSM, doar 3 au trecut procedura de preveting. Deputații au adresat fiecărui solicitant pentru un loc în Consiliul Superior al Magistraturii diverse întrebări legate de creșterea nivelului de încredere în sectorul justiției.
Care este viziunea dumneavoastră pentru sporirea transparenței activității CSM pe viitor și îmbunătățirea comunicării CSM atât cu cetățenii cât cu sistemul judecătoresc de asemenea? Consider necesar de a spune că ședințele Consiliului Superior al Magistraturii sunt publice, urmează a fi filmate, plasate public într-un loc disponibil ca cetățenii și corpul de judecători să poată să le vadă. De asemenea, ordinea de zi și hotărârile și anexele la hotărâri, de asemenea, trebuie să fie plasate public. De asemenea, trebuie să fie stabilită și un mod de comunicare directă cu cetățenii și cu corpul de judecători. Reprezentanții opoziției au insistat pe răspunsuri cu privire la opinia candidaților referitor la politizarea justiției. Sincer, cred în onestitatea intențiilor voastre, dar care sunt mecanismele specifice pe care le veți folosi într-o situație în care se fac încercări politice de a influența sistemul judiciar? Ce veți face mai exact? Nu în principiu, dar în mod concret. Întâi de toate, vrem să subliniem că judecătorii ar trebui să aibă curajul să reclame orice imixtiune în înfăptuirea justiției, ori asemenea apeluri n-am văzut ultima perioadă de timp. În ceea ce privește abaterea pe care dumneavoastră o menționați, urmează să subliniem faptul că aceasta constituie abatere disciplinară, de altfel, și urmează să fortificăm, anume, cum și-am spus anterior, capacitățile inspecției judiciare de a documenta asemenea cazuri și nemijlocit de a trage la răspundere. Iar candidatul Ion Guzun a fost întrebat care va fi atitudinea noii componențe a CSM față de judecătorii care nu au trecut procedura de pre-vetting. Comisia a stabilit că acele persoane n-au întrunit anumite criterii de integritate. În același timp, ei continuă să activeze în sistemul judecătoresc. Cum vedeți dumneavoastră această situație când formal există o decizie privind aceste persoane, privind abateri de integritate și în același timp ele continuă să activeze? Domnule deputat, legea cu privire la evaluarea extraordinară, cunoscută ca legea pre-vetting, stabilește că procedura de pre-vetting se referă la oportunitatea candidaților de a participa la un concurs pentru a fi aleși pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, fără a avea careva efecte, proceduri disciplinare sau eliberarea din funcție. Cel puțin deciziile prin care candidații nu au promovat procedurile de pre-vetting sunt una dintre sursele pe care cu siguranță membrii Consiliului Superior al Magistraturii vor atrage atenție și dacă vor fi întrebări serioase, cum ar fi declararea bunurilor, neachitarea taxelor sau alte întrebări care ar putea să afecteze imaginea justiției, cu siguranță le vom discuta. Potrivit legii, Parlamentul ar putea aproba candidații pentru funcția de membri ai CSM cu cel puțin 3/5 din voturi ale deputaților. Peste 60 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate au votat pentru cei trei candidați. De menționat că lista inițială era formată din 12 persoane. Doi candidați au refuzat ulterior să participe la concurs. Alți doi au fost descalificați pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor de venit și interese personale din ultimii 5 ani. Amintim că în cadrul unui briefing de presă din 27 martie, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus că după acest vot, Parlamentul va debloca activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Tot joi, aleșii poporului au votat în lectura a doua reforma Curții Supreme de Justiție. Documentul a fost elaborat în cadrul unui grup de lucru creat de Ministerul Justiției. Acesta prevede reorganizarea CSJ, inclusiv revizuirea competențelor Curții Supreme de Justiție. Și această săptămână a fost una plină de evenimente, unul dintre cele mai răsunătoare fiind prelungirea din nou a stării de urgență, cu încă 60 de zile. Tot în această săptămână am avut în vizită și oficiali europeni care au reiterat suportul pentru Republica Moldova, dar și numirea trei membri non-judecători în rândul CSM. Despre acestea, dar și alte subiecte, discut astăzi cu invitatul meu, expertul în drept, domnul Teodor Cărnaț, doctor habilitat. De altfel, bine ați venit în studioul emisiunii 7 zile la Cinema 1. Bună seara!
O să începem cu reforma justiției, care este un adevărat câmp de luptă în țara noastră, pe care, spun unele voci, nici măcar nu există reguli de joc. Se împușcă în stânga și în dreapta ca în vestul sălbatic. Eu atât de tare m-am încălcit în această reformă, dar și cei de acasă, cu siguranță, că nu mai înțeleg unde trebuie, domnule Cârnat, să ajungă această reformă, în forma ei ideală. Aș fi dorit să spun că aceasta este antireformă. M-ați întrebat unde trebuie să ajung, trebuie să fie recapturată puterea judecătorească, în așa fel ca cei care exercită funcția de judecător și procuror să fie loial lui Maia Sandu și partidul de la guvernare, Acțiune și Solidaritate. Fiindcă aș fi dorit să spun că când vorbim despre reformă, așa, atunci noi punem accentul pe atribuții, delimitări, instanțe, apel, strămutări de dosare, proceduri mai simplificate pentru cetățeni. Dar până în prezent noi am fost martori la un așa numit pre-vetting. În legislația Republicii Moldova nu veți găsi cuvântul pre-vetting, dar cu alte cuvinte, prin termenul de pre-vetting putem să înțelegem în prezent judecarea acelor candidați care au avut curajul să-și înainteze candidatura de a fi membru a Consiliului Superior al Magistraturii. Și ca rezultat această comisie i-a judecat, așa, i-a judecat după niște reguli care nu sunt scrise nici în Constituție, dar nici în legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, și o parte din acești candidați au fost aruncați la groapa de gunoi. Atât că acei candidați din partea judecătorilor, mai ales judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiție, de la Curtea de Apel, și acelor reprezentanți ai societății civile. Fiindcă această comisie pre-vetting, așa, până la urmă nimeni nu a verificat care este integritatea lor. Tocmai de asta voiam, care este profesionalismul lor. Pe membrii comisiei pre-vetting. Această comisie a fost creată după chipul și asemănarea lui Maia Sandu și a Pasului. Adică este comisie politică, organizată după criterii politice. Și ca rezultat, deciziile care le adoptă această comisie au fost decizii politice și nici de cum juridice. Fiindcă dacă noi vorbim de decizii juridice, care are și conținut juridic, noi trebuie să fim martori la promovarea acestei așa numite verificări aproape a tuturor candidatul la funcția de membru a CSM. Și din ce cauza tuturor? Fiindcă unicul organ care are posibilitatea să aleagă membru CSM este, din partea judecătorilor, este Adunarea Generală a Judecătorilor. Judecătorilor, da, apropo, care a fost amânată pentru altfel. Și ca rezultat, Comisia Juridică pentru Mir și Imunități, ea era în drept să selecteze, să aleagă candidații din cei care erau 14 sau 16 din partea societății civile. După cum noi vedem, Parlamentul a votat 3 reprezentanți a organizațiilor guvernamentale care sunt la putere, fiindcă domnul Guzun a fost omul lui Maia Sandu la comisia aceasta pentru acordarea azilului politic, cât și cetățeniei Republicii Moldova, la fel la comisia legată de grațiere, adică omul politic al lui Maia Sandu a devenit membru al Consiliului Superior al Magistraturii. La fel, domnul Postică, cunoaștem prea bine că a monitorizat alegerile atât parlamentare cât și prezidențiale, și ca rezultat a adus mai multe critici la adresa opozanților, și noi vedem pentru o astfel de poziție l-a favorizat puterea cu fotoliul de membru a Consiliului Superior al Magistraturii, iar cei din partea instanțelor de judecată, noi vedem că o parte din ei au trecut acest pre-vetting, fiindcă în spate cred că nu au avut nicio activitate așa fructuoasă ca în cele de urmă să aibă ce scoate în veleagă în raport cu acești judecători care urmează să fie votați de Adunarea Generală a Judecătorilor. Și vreau să vă spun o concluzie. Vă rog. Parlamentul Republicii Moldova trebuia să aleagă, să nu disemneze. Comisia Judică Numiri și Imunități trebuia să aleagă. Dar această comisie, așa numită pre-vetting, a luat atribuțiile atât Adunării Generale a Judecătorilor, cât și a Comisiei Judice Numiri și Imunități. Fiindcă cei care au promovat pre-vetting-ul, aceiași au trecut și la comisie. Domnilor, eu când am trecut în 2013 concursul la funcție de membru a Consiliului Supra-Magistraturii, erau 12 profesori.
12 doctori, doctori habilitați, profesori universitari, conferențiari. Nici de cum nu poate fi comparat un membru a organizației neguvernamentale care în viața lui a văzut numai unele proiecte cu un profesor universitar care predă materia de drept. Fiindcă ulterior, acesta, o reprezentanță a societății civile nu va vedea tot puzzle-ul puterii judecătorești împreună. Va vedea numai aspectul acesta tendențios din partea unei organizații neguvernamentale. De aceea, punctul meu de vedere că aceasta, ceea ce face în prezent puterea este o antireformă, o recapturare a puterii judecătorești și scopul puterii, scopul Maia Sandu este de a pune mâna pe Consiliul Superior al Magistraturii ca prin intermediul acestui organ să-și plaseze în funcție judecătorii care să împloiau puterii. Haideți să vedem că ați făcut trimitere la Comisia Juridică Numiri și Imunități. Președintele acestei comisii, doamna Olesea Stamate, spunea în una din aceste seri că în sfârșit Consiliul Superior al Magistraturii a devenit funcțional și oarecum va debloca unele procese în domeniu. Explicați-mi, vă rog, din punct de vedere juridic, ca să înțeleagă și cei de acasă. Dacă avem într-o componență ideală, de fapt, așa cum trebuie să fie a Consiliului Superior al Magistraturii, intră 12 membri. La moment sunt 4, deci avem 3 aleși nu judecători de către Parlament în această joi și avem unul numit anterior, care este și președintele interimar, da, doamna Alona Miron, dacă nu greșesc. Nu, Nina Cernat. Nina Cernat, îmi cer scuze. Deci, cum poate deveni el funcțional dacă ideal trebuie să fie 12, dar ei sunt 4? Ce procese vor fi deblocate? La ce procese s-a referit, de fapt, doamna Stamate? Doamna Stamate a făcut unele declarații care sunt utopice din punct de vedere juridic, ca și doamna președinte Sandu, că CSM-ul este funcțional. Domnilor, CSM-ul este organul care garantează independența puterii judecătorești. Aceasta e destinația CSM-ului. A Consiliului Superior al Magistraturii să asigure independența puterii judecătorești și independența fiecărui judecător în parte. Cum poți să asiguri tu independența puterii judecătorești cu 3 oameni politici a partidului care sunt plasați acolo? Nici într-un caz. Reconfirm încă o dată ideea. Scopul este de a recaptura, de a pune mâna pe acest Consiliu Superior al Magistraturii. Haideți să facem paralelisme. Dintre legea veche cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii și membrii CSM, și legea nouă care este votată situativ de către PAS în așa fel ca ei să pună mâna pe CSM. Uitați-vă, în legea veche în baza care am fost și eu votat membru a Consiliului Supra Magistraturii, la fel erau 12. Putea să fie deliberativ CSM-ul dacă participa la o ședință 8. Așa. Punctul. Deoarece de acum e și logic, din cei 8 puteai să adopți hotărâri de numire în funcție, deliberare din funcție, cu votul a 7 membri din 12. Și punctul. Haideți să facem acum trimitere ce au spus Stamate și Sandu. Că CSM-ul este deliberativ cu 4 membri. Eu am modificat în așa fel legea anul trecut ca să spună că dacă în exercițiu avem 4 membri, atunci două treimi din 4 membri sunt 3. Ceea ce înseamnă că hotărârile CSM-ului vor fi adoptate cu 3 membri. Erau 3, Luca și Matei. Haideți să vedem. CSM-ul este organul care numește, transferă, promovează în funcție judecătorii. Atunci facem o paralelă cu Parlamentul. Așa cum au promovat ei în CSM, ideea respectivă că două treimi din cei în exercițiu, haideți să spunem că și Parlamentul Republicii Moldova adoptă legi constituționale, organice și ordinare, cât și hotărâri, cu două treimi, 50 plus 1 și 50 plus 1, din deputații în exercițiu. Ca rezultat, noi punem sub lovitură legitimitatea hotărârilor adoptate de către acest organ. Punctul meu de vedere, CSM-ul, așa cum a declarat în prezent Stamate și Sandu, este nefuncțional total. Fiindcă prima destinație CSM-ului este de a asigura independența, a doilea, numirea, eliberarea din funcție, promovarea în funcție a judecătorilor. Orice judecător care va fi eliberat din funcție cu votul a non-judecătorilor, așa, adică a persoanelor politice, ei vor contesta în instanță
Ulterior, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, că a fost eliberat din funcție de un organ politic, care se numește CSM, de oamenii politici a partidului. Este cazul Volkov împotriva Ucrainei. În acest caz se menționează că cei care adoptă hotărârea se elibereze din funcție un judecător, majoritatea trebuie să fie judecători. Și din ce cauză? Fiindcă judecătorii depun jurământul. Jurământul la momentul când este investit în funcție de judecător. Și un judecător poate fi liberat din funcție cu votul a altui judecător, adică a unui semen de-al său, fiindcă se numește Consiliul Suprem al Magistraturii. În caz contrar, dacă noi promovăm ideea că el este funcțional și noi vom începe a libera din funcție judecătorii, se numim în funcție judecătorii, orice hotărâre poate fi contestată la Curtea în primul rând instanțele naționale și instanțele naționale, inclusiv Curtea Supremă de Justiție, este pus în situația să declare această hotărâre ilegală, fiindcă a fost adoptat de un organ politic, de membrii căruia care nu au statut de magistrat. Ei nu vor avea încotro decât să aplice cauza Volkov împotriva Ucrainei, care de acum este un precedent și este aplicabil și pentru Republica Moldova. Mai avem și cauza Catan împotriva Republicii Moldova, dar vom vedea până la urmă ce funcționalitate va da dovadă actualul CSM, fiindcă azi a fost amuzit, da? Da. Parcă n-am văzut nicio ședință. Două zile, de fapt. Noi astăzi suntem sâmbătă. Da, două zile. Sâmbătă, vineri și joi. Chiar și de joi trebuie să... Uitați-vă, trei zile aproape că nu e nicio ședință. Dar puterea spune că este funcțional. Domnilor, dacă e funcțional, așa ca și guvernul, a fost numit în funcție de către președinte, în aceeași zi are loc ședința. Dar uitați-vă, aceștia nu se grăbesc, fiindcă știu prea bine că încalcă legea. Puterea știe prea bine că încalcă legea. Numai că ea e de bine la public, cu astfel de declarații. Gata, noi am început reformă. Gata, noi începem să dăm afară pe judecători. Foarte bine de la public, mai ales publicul care nu percepe mesajul sub aspect critic, dar percepe mesajul cu Sandu a spus, Olesea Stamate a spus, Ministrul Justiției a spus, noi trebuie să credem așa ceva. Uite, acei judecători corupți se opun rezistență. Cum așa? Trebuie să-i judecăm, să-i dăm afară și așa mai departe, să-i schimbăm încolo și încoace. Pentru moment, poți să amăgești publicul. Dar pe viitor, când vei vedea că ai făcut o fiasco, atunci trebuie să-ți asumi responsabilitatea. Haideți să vedem. Justiția în Republica Moldova are un nivel de încredere asemănător cu cel în Parlament, în politicieni și în alte instituții de stat. Citat încheiat, această declarație a fost făcută de Ion Guzun, unul dintre acești membri non-judecători, votat de deputații PAS în funcție de membru al Consiliului Superior al Magistraturii. Este o declarație răsunătoare. Și pe mine mă interesează, dumneavoastră, cum credeți? La ce s-a referit, domnul Guzun? Conform legii cu privire la statutul judecătorului, dar Guzun, în conformitate cu articolul 8 acestei legi, nu poate face declarații politice. El de cum din start a încălcat legea. Este aceasta o declarație politică? Este o declarație politică. Fiindcă a făcut referință la o instituție politică care se numește Guvernul și la o instituție politică care se numește Parlamentul. Astfel de declarații pot să o facă numai politicienii. Tu poți face declarație numai și numai legat de activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Putea să chiar spui, dacă este membru non-judecător? Chiar dacă este membru non-judecător. Uitați-vă! El nici n-a citit legea înainte de a fi membru a CSM, care sunt obligațiile lui. Nu contează. După ce Parlamentul te-a numit pe tine membru a CSM, tu ești obligat întocmai să respecti legea cu privire la statutul judecătorului, legat de incompatibilități de drepturi și obligații. Domnul Guzun, din start de cum am încălcat această lege, făcând o declarație politică, spuneam nu o singură dată. Așa se întâmplă atunci când atotștuitorii ONG-iști ajung în funcție de publice, dar nu cunosc elementarul care sunt obligațiile lor conform legii cu privire la statutul judecătorului. De aceea i-aș da crezare lui Guzun dacă n-ar fi fost membru CSM. Că dacă încrederea în Parlament și în Guvern este zero, la fel și în puterea judecătorească este zero, atunci care este dreptul moral a Parlamentului și a Guvernului
să spună că cei din puterea judecătorească sunt corupți, dacă populația îi tratează pe deputați și pe miniștri toți sub aceeași prismă, că toți sunt corupți. Cine pe parlamentari a trecut prin prisma comisiei preveting? Cine pe miniștri a trecut prin prisma comisiei preveting? Că vă asigur, dacă puterea judecătorească crea o comisie preveting ca să verifice pe deputați și pe miniștri, nu trecea niciunul. Da, dacă ar fi să avem un astfel de mecanism. Dar vedeți că politicul a luat hățurile pe dinainte și vorba aceea, hai să căutăm un dușman intern. Și politicul, adică partidul de guvernare, în frunte cu Sandu președinte, foarte abil lucrează sau joacă această carte și a găsit un dușman intern, cum este una de ramurile puterii, puterea judecătorească, spune că toate problemele este din cauza acestor judecători care se opun. Ei se opun reformei. Uite, noi vrem să reformăm, dar ce reformă, domnilor? Care sunt strategia reformei? Care sunt pașii care trebuie să urmăm în conformitate cu așa numită reformă a justiției? Ei așa ceva nu au, domnilor. N-au nicio strategie, n-au niciun plan de acțiuni în domeniul reformării. Dar merg numai la eliberarea din funcția judecătorilor și numirea în funcția altor judecători. Aceasta nu e reformă în domeniul justiției, dar asta este acțiuni din domeniul administrativ și în domeniul muncii. Eliberare din funcție cu noi reangajări în funcție de judecător. Sau ulterior să fie și procuror. Bine, sună bine noi reangajări în funcție de judecător, dar domnule Cunat, de unde de asta că sună bine? Luăm atâția judecători? Domnul Kravchenko, eu ca profesor universitar, doctor habilitat, așa, eu am adus argumente din punct de vedere științific cum trebuie să acționeze puterea încă în 2019. În legătură cu faptul că în 2019 au votat renumita hotărârea statului capturat. Așa cum noi ne-am depres în prezent cu stări de urgență în așa domeniu cum este energetică. Ajungem și la starea moment, de urgență. În domeniul securității toate sunt fleacuri. Atunci am propus să fie introdusă starea de urgență în domeniul exercitării puterii suverane. Și ca rezultat, în conformitate cu această hotărâre, să fie elaborat un cadru legislativ în baza căreia să fie stopat mandatele la toți judecătorii odată și la toți procurorii. Odată! Cu reangajarea lor în funcție. Așa trebuie să o facă. Această bâlbâială în care s-a pomenit în prezent puterea legislativă și cea executivă în raport cu puterea judecătorească nu o să ducă nici la un rezultat. Fiindcă oamenii o să așteptă hotărâri la Curtea Supremă de Justiție încă zeci de ani. Fiindcă funcționalitatea sistemului judecătoresc o să fie repornit poate peste un an jumate, doi. Așa. În integralitatea sa. Peste un an jumate, doi. Fiindcă cu pașii broaste țistoase, cum s-a făcut prevetingul, un an și jumătate, mai mult de un an și jumătate, putem să spunem că vetingul, sau numit așa evaluarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție, cursul de apel și instanțe de fond, va dura încă și mult mai mult, fiindcă ei sunt judecători și fiecare persoană nedreptățită va contesta în instanța de judecată. Și tu nu poți procede la următorul etapă până când ai un verdict pe acest judecător. E eliberat din funcții sau nu? În caz contrar, dacă tu nu aștepți acest verdict și reangajezi alt judecător, s-ar putea pe viitor el să aibă câștig de cauză și să pretinde la funcția pe care acum e numit o nouă persoană. Atunci cum rezolvi problema? Mai mult ca atât, o parte de ei s-ar putea să se adreseze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului că a fost eliberat din funcția de judecător pe nedrept, fără niciun temei legal, neconstituțional și să aibă câștig de cauză la Curtea Europeană cu dreptul de a fi restabilit în funcție de judecător. La fel, aceasta este o situație sau o bombă cu efect întârziat. Când la aceeași funcție vor pretinde doi sau trei judecători. Am ce înțeles? O să facă puterea în așa circunstanță? Haideți să revenim după publicitate și ne spuneți dumneavoastră ce o să facă puterea în așa circunstanță. Doamnelor și domnilor, publicitate. Rămâneți cu ochii pe noi, revenim în studio. Doamnelor, domnilor, iată ne reveniți în studio. Discutăm astăzi cu doctorul habilitat în domeniul dreptului, domnul Teodor Cârnaț. Domnule Cârnaț, discutam înainte de publicitate că
vor urma la Curtea, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului multiple plângeri din partea judecătorilor. Tocmai voiam să vă întreb despre aceste condamnări și plângeri la CEDO. Vor încetini ele la un moment dat? Eu cred că nu. Nu cred, fiindcă n-au de unde. Fiindcă în prezent, când justiția este blocată în activitatea sa de către actuala putere, fiindcă actuala putere din 2019 și până în prezent nu le-a dat posibilitatea judecătorilor să se organizeze, să-și petreacă adunările lor generale, fiindcă în 2019 au încercat să facă, să organizeze o adunare generală a judecătorilor și cei care au încercat au avut dosare pentru bugățării ilicite, intentate, verificați aproape pe toți. Ulterior le-au interzis să se înturnească judecătorii pe motiv că e pandemie. În cauza pandemiei, da. Eu spus că nu vă întruniți, e pandemie. Și acum, când au trecut 4 ani de zile, spune că, uite, judecătorul respectiv, 4 ani de zile nu au dorit. Domnilor, aceea puterea actuală în frunte cu Sandu a boicotat, a torpilat puterea judecătorească. Și ca rezultat, actuala putere a găsit limbă comună cu componența veche a CSM-ului, a Consiliului Supreme al Magistraturii, a acel CSM care se spunea că a contribuit la capturarea statului. Și ca rezultat s-a boicotat activitatea întregii puteri judecătorești, fiindcă în toate instanțele de judecată în prezent toți președinții sunt interimari aproape. Aproape! Mai departe, președinte interimar la Consiliul Supreme al Magistraturii. 90%. Mai departe, mai mulți judecători își așteptau decretul ca să fie numit în funcție pe viață, dar Maia Sandu a spus că n-a trecut testul meu de integritate. Și le-a reîntors înapoi dosarul și acești judecători care sunt în exercițiu primesc salariu fără să judece niciun dosar. Primesc salariu, un an, aproape 2 ani de zile, salariu de judecător. Maia Sandu trebuie să răspunde pentru așa ceva. Pentru neglijență. Pentru faptul că nu și-a onorat o obligație constituțională la timp. Și a spus că, domnule, noi așteptăm ca să intre în vigoare modificări la Constituția Republicii Moldova, noi așteptăm prevetingul și a durat aceasta aproape un an jumate, doi acuși. Și după aceea, când adunarea generală judecătorului a spus, noi nu ne grăbim să votăm componența CSM-ului la adunarea din 17 martie, așteptăm o lună și ceva să vedem cu ce se va finaliza dosarele colegilor noștri la preveting. Un lucru simplu. Fiindcă, dacă ei mergeau la votare și nu așteptau verdictul definitiv de la preveting, judecătorii încălcau legea. Încălcau drepturile acelui candidat la funcția de membru a Consiliului Supreme al Magistraturii, fiindcă îl limita de dreptul ca să candideze. Care-i sensul după aceea să mai candidez dacă la locul tău de acum a fost votat? Nu a fost votat, a fost numit o persoană. Fiindcă adunarea generală n-a de unde alege. Pe toți 5 trebuie să voteze. Fiindcă 4 de bază o să fie, dar 1 o să fie suplean. N-au încotro, pe toți trebuie să voteze. Și puterea spune, domnilor, voi tergiversați. Noi facem CSM-ul funcțional. Nu, se numește trișare. E trișare din partea politicului. Fiindcă un an jumate, doi, chiar 4 ani de zile, vouă v-a plăcut ca să aveți procurorii generale voștri interimari. L-a spus pe Rob 1, nu v-a plăcut. L-a spus pe Stoianoglu 1, nu v-a plăcut. L-a spus pe Robu 2, nu v-a plăcut. L-a spus pe Munteanu 1. Toți au exercitat funcția respectivă, fie că interimar, fie că neconstituțional, inclusiv Stoianoglu, care a fost numit în funcție procuror general de către Olesia Stamate, comisia cea numită, comisia a guvernului, creată de către Maia Sandu, pe când era ea prim-ministru a guvernului. Hai să nu ne ascunde după deget. De aceea vreau să fac prima concluzie, că cere la Curtea Europeană vor fi cu duiumă. Mai toți judecătorii care vor fi, așa știți, cu care se va șterge podeaua cu ei, vor încerca în instanța de fond să-și obțină dreptatea, și după ce o să pleci la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Dar dacă ajung la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 99% că vor avea câștig de cauză. 99%. Fiindcă organele care au dreptul să spună că tu ești corupt este instanța de judecată. În conformitate cu Constituția. Nu o comisie creată pe criterii politice. Fiindcă cei care e creată după chipul și asemănarea lui Maia Sandu, va spune că când rați e corupt,
Icra s-a asociat cu cine vrei, cu ruși și mai departe, fiindcă politicește e convinabil, spun lucrul acesta. La oameni se spune că e așa și gata. Și oamenii o parte sunt creduli că e Mesia pe pământ. Bine, domnule Cârnaț, avem oamenii care sunt creduli, dar structurile europene. Structurile europene privesc cu ochi buni reforma demarată în Republica Moldova. Trebuie să recunoaștem că susținerea la nivel exterior există și este foarte mare. Doamna Kravchenko, structurile europene așa. Sunt create din oameni. Atât Consiliul Europei, adunarea parlamentară a Consiliului Europei și așa mai departe, sunt persoane delegate din funcții politice. Din punct de vedere al poziției politice, lor le este convenabil să susțină politica oficială a Parlamentului și a Guvernului și a președintelui Sandu. Le este convenabil. Fiindcă ei sunt pe val. Sunt pe val european. Din punctul acesta de vedere trebuie să dau cezarul ceea cezarului. Sandu, președintele Sandu, ministrul afacerilor externe și integrării europene Nicu Popescu, a făcut un serviciu minunat pentru Republica Moldova. Avem o deschidere pentru Republica Moldova de nemaipomenit. Fără precedent. Acum, scopul este să fructificăm la maximum această deschidere. Dar, persoanele care susțin Republica Moldova sunt persoane politice. Dar când se va adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, sunt persoane profesioniste, care o parte din ei, o viață întreagă, au stat la baza respectării drepturilor omului. Și atunci nu se uită la acțiuni politice, dar se uită, i s-a încălcat sau nu un drept scris în Convenția Europeană a Drepturilor Omului. A avut parte de o judecată efectivă sau nu? Nu se vor uita la acțiunile politice. Fiindcă aducem noi aminte povestea de succes a lui Filat și a Alianței pentru Integrare Europeană a Drepturilor Omului. Partenerii externi pe toți îi susținea atunci. Partenerii externi erau informați că se fură miliardul din Republica Moldova. Dar ei mângâiau pe cap acea alianță frunte cu Filat ca nu cumva să se reorienteze spre așa numită Uniunea, Belorusia, Rusia, Euroasiatică și Kazakhstan. Nu cumva. Și uitați-vă la cu cine am pomenit. Cu spălătorie rusească de 24 de miliarde, eu când am auzit la CSM, în fiecare ședință ridicam problema unii judecători care au contribuit la spălătoria aceasta rusească. La fel ne-am pomenit cu furtul miliardului și în prezent toți cetățenii, noi cu toții, plătim pentru așa numită povestea de succes Alianții 1 pentru integrare europeană și Alianții 2 pentru integrare europeană. S-ar putea să fim la fel victime a unei alte povești de succes sub paravanul stat candidat la UE, statul cu care se deschide de acum negocierile pentru aderare la UE, în realitate este un conținut putred. La capitolul separației puterilor în stat, la capitolul respectării drepturilor omului, la capitolul demnitate umană. Fiindcă pașii cu care în prezent pasul face recapturarea puterii judecătorești și subordonarea ei, ea se face numai și numai cu elemente politice, încălcând flagrant principiul separației puterilor în stat. Domnule Cârnaț, sunteți foarte pesimist și mă cam sperie treaba asta, pentru că lucrurile stau cam prost, așa, din punctul dumneavoastră de vedere. M-a schimbat pe mine ca o expertizare să vă fac, exact, dar nici de exact. Cum să vă laud sau să laud puterea, pentru că laud, puterea bine se laudă, uitați-vă, prin multe posturi publice nici și prin experții lor, prin ONG. De asta v-am și chemat să fiți obiectivi echidistant, așa cum suntem și noi, de altfel, și invităm pe toți cei care s-au simțit lezați în declarațiile domnului Cârnaț să vină aici să le combată, de ce nu avem o platformă deschisă pentru toate părțile implicate. Vreau, țin numai decât în această emisiune, să aflu părerea dumneavoastră și referitor la starea de urgență și prelungirea acesteia. A fost necesar un astfel de instrument în condițiile actuale, domnule Cârnaț? Eu cred că de mult noi trebuie să uităm de starea de urgență, fiindcă ea se numește urgență, așa. Fiindcă ea este introdusă într-o urgență, într-o situație excepțională și ea este de scurtă durată, efemeră. Ce se întâmplă în Republica Moldova este o blasfemie, în ghilimele,
la adresa guvernării statului în raport cu cetățenii, fiindcă actuala guvernare în frunte cu PAS nu au știut să guverneze fără stări de urgență. Punctul meu de vedere, 5 aprilie 2023 nu era nicio urgență și nici de cum Parlamentul nu trebuie să voteze pentru introducerea a unei astfel de stări de urgență. Fiindcă aspectul energetic este bine reglementat, nu există crize, aspectul securității statului, toți declară, și ministrul apărării, și ministrul afacerilor interne, partenerii externi, reprezentanții SUA, că pe noi nu, știți, ne paște pericolul unui război în Republica Moldova. Dar uitați-vă, puterea foarte bine trebuințează, foarte bine manipulează și sperie publicul, cât și isterizează societatea cu război hibrid. Uitați-vă, război. Omul nici nu uite, nici nu știe ce înseamnă hibrid. Principal spune că e război. Iar în război все средства хороши. Adică война все спишет. Și încălcarea dreptul omului, și încălcarea demnității umane, și liberări din funcție, și bat jocuri în raport cu diferite televiziuni și jurnaliștilor, cu suspendări de licențe, cu declarații nefondate, cu șantaj politic, cu recapturarea puterii judecătorești. Care e efectul tot aici? Cu ce scop să faci lucrul acesta? Cu scopul de a se menține în continuare la putere. Fiindcă această stare de urgență de pe 5 aprilie plus 2 luni de zile, tămanii pomenim în pragul alegerilor locale generale. Ca să nu dăm posibilitatea concurenților electorale să se manifeste pe deplin, haideți să limităm noi posibilitatea prin întruniri, să se limiteze la întruniri, să se limiteze la critici la adresa guvernării, poate unei televiziuni dacă critică prea tare guvernarea, să le suspendăm licența în continuare. Aceasta poate să o facă prin așa numite deciziile a comisii situații excepționale. Dar acestea nu vor fi alegeri libere, democratice și directe, dar vor fi alegeri petrecute sub prisma stării de urgență, sub prisma fricii ca nu cumva să te priveze libertatea, ca nu cumva să suspendă ție activitatea. Cred că cu scopul de asta a introdus această stare de urgență. Și m-am întrebat alt jurnalist, Teu, dar când vezi tu că se va termina starea de urgență? Starea de urgență, vă întreb și eu. Atunci eu cred că când Maia Sandu se visează ca să fie alesă a doua oară ca președinte a Republicii Moldova, cam spre aceasta noi vedem că mergem. Decât tot ce se face în prezent, se face cu scopul de a veni la putere a doua oară lui Maia Sandu în calitate de președinte, fiindcă toate aceste declarații a partenerilor externi, precum că trebuie de păstrat vectorul european, precum că unica salvarea națiunii, numai n-a spus, dar e Maia Sandu și trebuie să acordăm vot de încredere mai departe. Toate se face în scopul ca Maia Sandu să reobțină mandatul 2 de președinte a Republicii Moldova. Toate aceste declarații sterile, că dușmanul intern este puterea judecătorească, că ea ca dușmanul extern este Federația Rusă, că prin partidul ușor, că vor să pună sub lovitură stabilitatea guvernării. Doamnă Kravchenko, orice partid politic are de scop să acapereze puterea în stat. Orice partid politic și orice guvernare care a ajuns la putere, ea este efemeră, temporară. Cel maximum 4 ani de zile. Hai să admitem 8, cum a fost Partidul Comuniștilor. Așa. Dar asta a fost excepție. Maximum. De la mulți, guvernarea a fost de 1-2. Deoarece aceasta e luptă politică. Și atunci când declar că iaca unii partide politice pun sub lovitură actuala guvernare, eu am spus că oricare partid politic participă la lupta politică. Dar instrumentele luptei politice sunt protestele, grevele, manifestațiile, flashmoburile, toate aceste instrumente care le-au dat legea în mâna partidului ca să convingă cetățeanul că PAS-ul nu-i bun pentru guvernare. PAS-ul nu-și onorează obligațiunile pe care le-a făcut către electorat și nu-și onorează obligațiunile scrise în programul lor de guvernare. Bun, am înțeles. Haideți să trecem un pic la opoziție.
Cât de necesară este consolidarea opoziției la noi în Republica Moldova și cât de vocală considerați că este opoziția la noi în Republica Moldova? Deci asta e opoziție? Vă întreb eu. Una supără și pleacă din sala de parlament. Parlamentul e locul unde se face parlai, unde se discută. O parte declară că nu vin la ședință până când sesizarea la Curtea Constituțională legată cu introducerea neconstituțională a limbii române în Constituție va fi examinată. Deci eu sunt de părerea că opoziția, atât parlamentară cât și extraparlamentară, ea trebuie să se manifeste 365 de zile de fiecare în parte. Nu trebuie să fie consolidată. Când spuneam anterior, fiecare partid visează să ajungă la putere. Fiecare partid trebuie să demonstreze acțiuni, să facă acțiuni politice de pressing asupra puterii, ca cei de la putere să nu deraieze de la democrație și statul de drept. Dar actuala opoziție parlamentară nu prea acțiuni face de pressing și actualul partid de guvernare a deraiat de mult la statul de drept. Fiindcă acest stat de drept, statul, el mai mult se bazează, în prezent, pe o guvernare care folosește legea în folosul ei de a-și promova oamenii să-i în funcțiile publice. Adică nu-i stat de drept, dar un stat bazat pe normativitate. Statul de drept este atunci când, dacă Parlamentul abuzează, așa, Curtea Constituțională, ca și garant a legii supreme, intervine imediat și spune, vezi tu, Parlament, ai încălcat separația puterilor în stat. Ai trecut pe tărâmul puterii judecătorești, fiindcă în stat e o singură putere, puterea de stat. Curtea Constituțională e ca fata cea Morgană, știți? Când numai când îi face de ochi puterea, numai atunci ea mai face o leacă de, știți, așa și arată puterea mușchii. În realitate, tot ce face puterea, totul este constituțional. Așa e, ori nu e așa. De aceea, Curtea Constituțională, de fiecare dată când Parlamentul adoptă legi neconstituționale, în scopul de a garanta statul de drept și separația puterilor în stat și supremația Constituției, ea trebuie să fie promptă și să spună că pasul, Parlamentul a abuzat. Prin următoarele acțiuni, 1, 2, 3. Dar noi vedem că Curtea Constituțională nu se grăbește. Curtea Constituțională, în raport cu multe acțiuni neconstituționale ale pasului, a luat apă în gură. Și ca rezultat, dă posibilitatea pasului să recidiveze, să prinde la curaj ca să încalce normele, să încalce separația puterilor în stat și statul de drept. Și opoziția trebuie să sesizeze aceste inacțiuni ale Curții Constituționale? Vedeți că opoziția parlamentară, o parte din ele sau o parte din deputații care fac parte din opoziție, au probleme cu curajul. Fiindcă tu poți fi independent și curajos atunci când nu ești șantajat cu un dosar politic, așa, cu un dosar penal. Au toți schelete în dulap, domnule? Nu e șantajat cu scheletele din șcaf. Nu e șantajat cu îmbogățiri ilicită. Nu e șantajat cu procurorul general că mâine pe mâine o să vină în Parlament și o să ridice imunitatea. Și ca rezultat, opoziția parlamentară, o parte din ea, chiar puteți spune, marea majoritate, este trecută pe stand-by, pe tăcere, pe mimarea opoziției. Cea care este extraparlamentară, o parte din partea de poliție lucrează pentru PAS. Pentru actualul partid de guvernare. Fiindcă actualul partid de guvernare știe prea bine că în viitoarea lege parlamentare nu vor lua 63 de mandate. Nu vor lua nici 50. Au șanse reale să nu treacă în Parlament. Dar își cresc partide, își cresc ciperci. În sondaje figurează destul de bine. Încă sunt socialiștii și PAS-ul pe primele locuri. Bine, oscilează de la sondaj la sondaj, când e unul, când e celălalt. Poate. Noi am avut multe sondaje care arăta cineva la un partid că blocul a să treacă în Parlament. Vorbim de domnul Renato Usate. Arăta că vor avea 20 de mandate. Toți sondajele arăta atunci, când Colea nici pragul electoral nu a trecut. Haideți să... E bine, sondajele au și ele o marjă de eroare. Doamnă Kravchenko, dar nu chiar 20%. Și atunci când vorbim de sondaje, întotdeauna moldoveanul îi place să fie cu puterea. Lor le place să spun că eu poftim ce o problemă, ca nu cumva să fi pus în mișcare SISO, ca prin acțiunile sale defilare
se pornească dosare de urmărire în raport cu mulți așa numiți cetățeni activi de Republica Moldova. Apropo de SIS, nu am în scenariul meu, nu am avut așa întrebare, dar dacă toți o scenariu? Atât, eu lucrez întotdeauna fără scenariu. Da, mi-am notat câteva idei, da, mă rog, așa suntem noi jurnaliștii, trebuie să ce e scris cu penița nu tai cu bărdița. Apropo de SIS, aceste împuterniciri, aceste pachete de legi care prevăd lărgirea împuternicirilor Serviciului de Informații și Securitate, lumea le cam critică, însă cei de la guvernare țin mort copt că ele vor fi totuși aprobate în lectură finală de către parlamentari și că modificările și dezbaterile la acest capitol vor avea loc între cele două lecturi, pentru că opoziția la ultima ședință a cerut excluderea acestui proiect de pe ordine de zi. Solicitarea, bineînțeles, nu a întrunit numărul necesar de voturi și a fost votată în primă lectură. Acestea au fost votate, acest pachet de legi. Și eu am fost printre primele persoane. Mă bucur că încă până la avizul Comisiei la Veneția, să spun că astfel de proiecte prin care noi lărgim atribuțiile SIS-ului se vor lovi în libertățile noastre ca și cetățeni. Noi am uitat repede astfel de instituție care se numea KGB. Dacă faceți o retrospectivă la prevederile legii prin care se descriu atribuțiile SIS-ului și le comparați cu prevederile sau cu atribuțiile Comitetului Comitet Gospodarstvo și Bezapasnosti sau Comitetul pentru Securitatea Statală, așa, veți vedea că cam sunt trase la indigo. De aceea, KGB-ul era stat în stat. SIS-ul va prelua aceleași atribuții, va prinde la curaj și foarte mult contează cine va fi președinte Republicii Moldova. Așa. Fiindcă dezavantajul cel mai mare, că această instituție se subordonează politic. Se subordonează politic președintele Republicii Moldova. Dar președintele este persoană politică. El luptă pentru putere. Iar instrumentul pe care l-a utilizat în scopul luptei pentru putere va fi SIS-ul. Dar ce instrument? Uitați-vă, prin această lege noi îi lărgim atribuțiile SIS-ului de a afila persoane fizice, persoane juridice, chiar de a verifica conturi, subconturi, rețele de socializare și multe acțiuni ale SIS-ului sunt făcute fără aprobarea procurorului și judecătorului de instrucție. Fără mandat. Dar cum credeți? Dacă sunt fără mandatul procurorului, judecătorul de instrucție, nu vor abuza? În prezent, cu legea veche, sunt filați plus minus pe an 72.000 de persoane. Dar dacă memoria nu mă înșală, dar dacă astfel de lege va fi votată, nu e scut faptul că Mâinii Sandu va fi în opoziție. S-ar putea să nu treacă la doilea mandat de președinte. S-ar putea altcineva să devină președinte. S-ar putea să-mi pregătească instrumentul acesta pentru mine, ca viitor președinte. Și să utilizez SIS-ul împotriva lui Sandu, împotriva PAS-ului. Veți utiliza SIS-ul împotriva PAS-ului, domnule? Eu, ca să nu fiu, știți, așa tratat ca o persoană egoistă și o persoană care va merge la încălcarea dreptului omului, ei de pe acum strig. Ca să nu strice puterea o persoană, mai degrabă să limităm atribuțiile instituționale a SIS-ului și ulterior să verificăm ce poate face această persoană fără un SIS care îl are la comandă. Fiindcă în caz contrar, dacă ți se pare că tu vei fi veșnic la putere, puterea e ca și bumerangul, mai ales puterea politică. Îți pare că tu ești aspical? Tot așa îi spărea lui Plahotniuc că e pical în 2019 și ținea toată societatea în șah. Ba face alianță cu Dodon, ba Dodon face cu Plahotniuc. Și până la urmă bumerangul cum s-a întors? Împotriva PD-ului și al lui Plahotniuc. Fiindcă s-a jucat cu puterea. Fiindcă a utilizat instrumentele statale sau așa numită capturarea statului, dar capturarea asta ce ar însemna? Utilizarea organelor statale în interesul tău personal sau în interesul de grup. Tot așa își SIS în prezent va fi utilizat ca și instituție în interesul președinției de a lupta cu concurența electorală.
Am înțeles. Noi vă urăm succes în lupta pentru fotoliul de președinte, domnule Cârnat. Eu am declarat... Vă invităm aici în calitate de președinte al țării. De ce nu sper să veniți când veți obține această funcție? Pentru că la noi așa se cam întâmplă. Când oamenii ajung în funcții mari, deja jurnaliștii și invitațiile la emisiune se aleg. Ăștia sunt ai noștri, ăștia nu sunt ai noștri. La ăștia mergem, la ăștia nu mergem. Așa că vă lansez invitația de pe acum ca să veniți la noi. Doamna Kravchenko, am fost la emisiune și... Da, scurtuți, vă rog, că mai avem 5 secunde din această emisiune. Am fost la emisiune și era locul vacant din Ministrul Justiției. Așa. Până la guvernul Recean. Și spune că dacă Recean îți va propune funcția de Ministrul Justiției, acceptați? Am spus, cu mare plăcere. Eu am o pregătire foarte bună din toate punctele de vedere, de a face o reformă autentică a justiției în Republica Moldova. Și atunci a fost răspunsul, dar e din domeniul, știți, așa fantastic, fiindcă pasul nu o să-și taie craca pe care este eu. Ei se tem de oameni puternici și independenți. Și mai ales persoane care, ceea ce vorbesc, aceia și gândesc și aceia și implementează. Domnule Cârnat, eu vă mulțumesc că ați acceptat să veniți la noi în emisiune. Doamnelor și domnilor, rămâneți cu ochii pe noi. Urmează radarul știrilor externe. Călugării nu vor părăsi Lavra Kiev-Piciorsk până când acest lucru nu va fi posibil din punct de vedere fizic, o spun chiar clericii. Pe data de 29 martie a expirat contractul de închiriere a spațiului mănăstirii. Călugării însă dau asigurări că au rupt toate legăturile cu Moscova și că nu există temeiuri legale pentru a părăsi zidurile mănăstirii. Noaptea spre 30 martie, unii credincioși au petrecut-o în Lavra Kiev-Pecersk din templul Agapit al peșterilor, relatează publicația Strana.ua. Potrivit sursei, credincioșii se tem de încercarea de a pune mâna pe mănăstire, iar joi dimineață, ienoriașii nu au permis membrilor Comisiei de Rezervă să intre în mănăstire. Starețul a declarat că călugării nu vor părăsi mănăstirea până la o hotărâre judecătorească în acest sens. Facem încă o dată apel la cei de la putere să nu mai facă presiune asupra judecătorilor, asupra Sfintei Biserici, asupra Lavrei. Nu putem avea niciun compromis în legătură cu Lavra. Vom rezista. Legea este de partea noastră. La rândul său, președintele Volodymyr Zelensky a spus că Ucraina a făcut un pas spre întărirea independenței spirituale a statului și este teritoriul cele mai mari libertăți religioase din această parte a Europei. Între timp, instanța de la Kiev a acceptat să examineze cererea călugărilor de la Lavra Kiev-Pechersk împotriva autorităților ucrainene cu privire la ilegalitatea evacuării acestora, a spus avocatul mănăstirii. Prima întâlnire este programată pentru data de 26 aprilie. În Bulgaria, zeci de școli au fost închise, iar elevii au fost evacuați din cauza unor alerte cu bombă. Amenințările au parvenit din conturile Google prin telefon și e-mail. Potrivit uneia dintre versiunile oamenilor, legii alegerile generale care ar urma să aibă loc duminică în Bulgaria ar putea fi adevăratul motiv. Și aceasta, deoarece secțiile de votare vor fi dislocate anume în școli. Cei de la procuratură spun că investighează ceea ce s-a întâmplat în temeiul articolelor crimă împotriva țării și terorism din codul penal al țării. După Franța și în Cehia au izbucnit proteste împotriva reformei pensiilor, reprezentanții celui mai mare sindicat, cel al lucrătorilor din metalurgie, au pichetat clădirea guvernului. Oamenii protestează împotriva majorării limitei de vârstă pentru pensionare. Locuitorii Republicii Cehe critică posibila creștere în continuare a vârstei de pensionare până la 68 de ani, cu 4 ani mai mult decât, de exemplu, chiar în Franța. Nu-mi pot imagina că la 68 de ani voi alerga prin spital și voi avea grijă de pacienți. Oamenii ar trebui să se pensioneze pentru a se bucura de viață, de aceea este atât de important să se limiteze vârsta de pensionare. Activiștii sindicali cer în linii generale pensionarea timpurie pentru cei cu locuri de muncă dificile și de asemenea își exprimă îndoieli cu privire la noul standard Euro 7, din cauza introducerii căruia se tem de pierderea locurilor de muncă și de o serie de disponibilizări. Doar la fabrica Auto Škoda, dacă standardul va fi adoptat, pot fi reduse 3.000 de locuri de muncă. Sper că acest protest, reacția cetățenilor și sondajele de opinie să fie motivele pentru care nu se va majora vârsta de pensionare. M-aș bucura dacă n-ar mai avea loc astfel de proteste. Mi-ar plăcea foarte mult să văd astfel de lucruri să fie decise la masa de negocieri. În caz contrar, problema doar se va agrava.
Pensia de bază se stabilește ținând cont de un venit decent pentru bătrânețe și de capacitățile financiare ale statului. În același timp, ar trebui luată în considerare speranța de viață și intensitatea muncii, transmite Euronews. Sindicatele intenționează să continue negocierile cu guvernul privind reforma pensiilor. Altfel, primele amenință cu proteste mai masive și mai violente în toată țara. Doamnelor, domnilor, ați urmărit emisiunea 7 zile. Eu sunt Rodica Cravcencu și vă dau întâlnire weekendul viitor. La revedere!